Vești bune pentru iubitorii de spectacole inedite. Circul internațional a ajuns din nou în municipiul Drobeta Turnu Severin. Publicul de toate vârstele este așteptat timp de 4 zile la un show incendiar cu acrobații periculoase și reprezentații cu animăluțe dresate. Ți-au lipsit acrobațiile de la circ? Ei bine, este momentul să te bucuri de un spectacol pe cinste. Circul internațional și-a instalat cortul în parcarea unui hipermarket cunoscut din Drobeta Turnu Severin. Acrobații, spectacole cu cai, personaje îndrăgite din desene animate și motocicliști în globul morții sunt doar câteva dintre reprezentațiile care vor impresiona fiecare spectator. Ieri am avut premiera, 25 mai, a fost foarte bine, publicul a rezonat bine pentru primul spectacol. Stăm până în 4 iunie, programul va fi ieri și astăzi de la ora 19, sâmbătă, duminică vom avea spectacole duble de la 16 și 19, după care continuăm săptămâna viitoare de joi. Joi, vineri va fi de la ora 19, sâmbătă încă două spectacole, 16 și 19, și duminică 4 iunie ne luăm la revedere cu ultimul spectacol la ora 11. În spectacol avem peste 10 țări prezente, ca reprezentativ, ca element reprezentativ, avem acrobați, avem jongleri, clowni, cascadori. Foarte important, pentru prima oară în turnul Severin vor vedea o evoluție fantastică a motocicliștilor cascadori în globul morții, la propriul globul morții, pentru că este foarte periculos. Dar am zis să ne pregătim, să compensăm cumva lipsa animalelor, pentru că legislația nu ne permite să intrăm în spectacol decât cu animale domestice, deci vor vedea cai, ponei, căței, porumbei, cam atât avem voie la ora aceasta. Și în rest mizăm pe elementul artistic, pe elementul acrobat, bună dispoziție a spectatorilor și cam asta e. Spectacolul ține în jur de două ore, două ore și ceva. Numărul care a uimit întreg publicul de-a lungul anilor a fost Globul Morții, unde unul dintre artiștii cascadori execută un număr pe cât de spectaculos, pe cât de riscant, pilotând motocicleta în interiorul unei sfere din metal. Senzaționale vor fi și acrobațiile aeriene pe motocicletă la înălțimea cupolei. În lume sunt doar 4 perechi de acrobați care realizează această acrobație. Circul internațional va rămâne în municipiul Drobeta Turnu Severin până în data de 4 iunie, iar cortul este instalat în parcarea unui hipermarket cunoscut din municipiu.